Ușile agromagazinului nostru s-au redeschis, iar eu vă urez bun venit. Înainte de a trece în revistă toate lucrurile de pe inventar, vreau să vă spun că azi v-am pregătit lucruri cu adevărat interesante, informații de care e bine să ținem seama. Am muncit toată săptămâna împreună cu colegii și specialiștii noștri, așa că rafturile sunt pline. Prima oprire o facem într-o micuță tabără din Satul Mare, ale cărei cabane au fost ridicate în întregime din peturi reciclabile. Dacă tot suntem în zonă, ne oprim și la Liceul Agricol din orașul Seini, ca să vorbim puțin cu directorul instituției. Deschidem raionul de tehnologii cu ceva special, marca Arbos. Însă, până atunci, trebuie să trecem în vizită și pe la inginerul nostru horticol, căci informațiile prețioase cu care vine azi ne pot fi de mare folos. Și pentru rubrica de invenții avem pregătit-o o unealtă perfectă pentru munca în grădină sau chiar pe câmp, de ce nu? Dacă vrem să prindem tot, trebuie să plecăm de grabă. Ne vedem la prima oprire. Pentru că se săturaseră de mizeria pe care deșeurile din peturile de plastic le creau în zona lor, o comunitate din Târna Mare, județul Satu Mare, a început să folosească aceste sticle pe post de materiale de construcții. Așa a luat naștere prima tabără cu căsuțe construite din peturi. Soluția a fost foarte bine primită și de elevii care au venit aici în vacanță, dar și de cei implicați în protejarea mediului. Pentru că noi avem o rubrică special dedicată reciclării, unde venim cu idei și învățăm cum să ne folosim de orice pentru a mai proteja puțin planeta, această inițiativă ne-a încântat foarte tare. Dacă v-am captat atenția, trebuie să știți că aceste căsuțe sunt 100% ecologice și gata să fie locuite. Deci ce motive mai avem să stăm pe gânduri? La Târna Mare din județul Satu Mare, elevii din localitate au adunat peturile și și-au creat propria lor tabără, tabăra ecologică din localitate. Elevii școlilor noastre participând efectiv prin muncă la acest proiect și iată ceea ce părea un dezastru ecologic, plasticele de care ne lovim la fiecare pas s-au transformat în cărămizi pentru a construi aceste căsuțe ecologice, spații de cazare pentru elevi din țară și chiar din străinătate. Deci e un punct de atracție pentru grupurile de elevi care doresc să vadă un mod ecologic de gestionare a deșeurilor reciclabile. Și chiar și în această perioadă, tabăra găzduiește un grup de elevi din Cumpăna Constanța care apreciază aceste spații de cazare inedite. Este un început, până la urmă, poate și o lecție pentru adulți și nu numai, poate și pentru inginerii constructori, ca tot ce este reciclabil, până la urmă, să îi se găsească o întrebuințare. Cum sunt aceste peturi? Da, sunt proiecte benefice pentru comunitate și cred că ar trebui să se aloce cât mai multe fonduri pentru a putea implementa acest gen de proiecte care, practic, contribuie la salvarea naturii, a tot ce înseamnă spațiu verde și un mediu curat propice vieții în comunitățile noastre. Dacă tot ne aflăm aici, vă invit înapoi la școală, mai exact la Liceul Tehnologic Agricol Alexiu Berinde, care se află în orașul Seini, la limita județelor Maramureș și Satu Mare. Din acest an, instituția va beneficia de sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin programul de finanțare a liceelor tehnologice. Măsura vine în sensul stopării declinului învățământului agricol, asigurând corelarea programei școlare cu noile realități din domeniu. Conducerea nu are numai motive de bucurie, dar și de mândrie, pentru că liceul face parte din cele 10 instituții de învățământ selectate de MEADR dintr-un număr de 150. Colegii mei au stat de vorbă chiar cu directorul școlii pentru a afla care le sunt doleanțele.
Doamna director, sunteți printre puținele licee din România care vor primi ajutor și din partea Ministerului Agriculturii. În ce constă acest ajutor? Da, într-adevăr, avem privilegiul de a ne clasa printre cele 10 licee agricole din țară, care vor beneficia începând din acest an de dublă finanțare. Ceea ce zic eu că este un lucru foarte bun. Pentru că tot vorbim de baza materială, cum stați în momentul ăsta și ce nevoie ați avea în perioada următoare? Oh, da, deci tocmai ne aflăm la baza materială, în care, după cum vedeți, avem două sere, una dintre ele încălzite, unde producem material osăditor pentru toate culturile pe care le avem. Doleanțe ar fi, deci foarte multe. Tocmai am realizat și un proiect în care ne-am specificat fiecare liceu ceea ce ne punem în plan să facem. Ne-am dorit, dacă se poate, să avem sere cu dublă protecție, să nu ne mai facem griji pentru perioada foarte timpurie anului, în care, dacă încercăm să înființăm culturi, de multe ori temperaturile foarte scăzute ne deteriorau culturile. Avem un plan să realizăm un atelier mecanic, pentru că începând din acest an avem o clasă de școală profesională. Dorim acreditare, dacă se poate pe viitor, o clasă de mecanic agricol, unde dacă am putea, ar fi foarte util un atelier mecanic în care elevii noștri să poată să învețe meseria de mecanic agricol. De ceva timp am deschis raionul de tehnologii care atrage foarte mulți curioși, iar asta nu poate decât să ne bucure. Printr-un micuț studiu, să-i spunem așa, am observat că principalele puncte de interes sunt tractoarele. Cât mai mari sau, din contră, compacte, cât mai simplu de operat, dar cu o tehnologie foarte avansată, fermierii vor să fie la curent cu ultimele noutăți, așa că noi ne conformăm. De data aceasta, laudele se îndreaptă spre tractorul Arbos, același tractor care, dacă vă mai aduceți aminte, a traversat țara condus de o femeie. Vă invit să aflăm mai multe și să vedem cum de performanța, calitatea, dar și caracterul complet al gamei de produse au reușit să vină direct în sprijinul fermierilor. Da, am început o colaborare cu Arbos anul acesta, în martie, și acum încercăm să facem cunoscut această marcă în partea de nord-vest a României. Cum primesc fermierii aceste utilaje? În primă fază sunt foarte plăcut impresionați de partea vizuală, pentru că e destul de atractiv din punct de vedere al designului, și partea tehnică iarăși este interesantă. Noi încercăm să-i facem cât mai deschis, să înțeleagă despre ce e vorba și încercăm să le arătăm și tractorul un lucru. Deci avem planificate câteva demonstrații pe perioada următoare și sper să avem și mulți fermieri care vin să vadă. Cu ce este în evidență aceste tractoare? Spuneați că sunt destul de interesante, chiar ca aspect. Da, ele sunt tractoare noi pe piața din România. Partea interesantă este motorul, care a câștigat un premiu în 2016 pentru motorul anului, iar partea de design iarăși a fost premiată. Și ce diferă față de concurenți foarte mult e cutia de viteză și dimensiunea tractorului. Că tractorul, pentru puterea care o are, este un pic mai mare decât concurența și are o cutie de viteză cu mai multe rapoarte. Și asta îi conferă un avantaj în lucrările de prelucrat sol și semănat și așa mai departe. Mai precis, se poate selecta treapta de viteză optimă pentru putere maximă și consum cât mai mic. Cu cât ai mai multe trepte de viteză, cu atâta poți să variezi cuplu și consumul ca să lucrezi în condiții optime. A spus că aceste tractoare sunt noi pe piața românească, în momentul de față captează atenția fermierilor? Da, da, cu siguranță. Deci ele tot timpul un produs nou creează un pic de vâlvă în piață și de discuții și îs convins că în timp o să ajungă să fie cunoscut și o să fie tratat ca oricare alt producător consacrat. Am vorbit de tractoare, vreau să vorbim și de celelalte produse pe care le prezentați. Da. Ca și utilaje, avem și gama Arbos. Arbos încearcă să devină o marcă umbrelă și să ofere pe lângă tractoare și partea de utilaje. În prima fază, acum avem tehnica de semănat, semătorile de porumb și prășitoare și semătorile de păioase. Vreau să vorbim și de fiabilitatea acestor utilaje.
Da, produsele sunt fabricate în Italia, au un nivel ridicat de tehnologie care se utilizează la producția lor, plus un avantaj important față de competiție, au o greutate mai redusă, pentru că folosesc tehnologii noi, greutățile sunt cu 10-20% mai mici decât la ceilalți producători, prin asta se pot utiliza la utilaje, la tractoarele mai mici. Putem vorbi de finanțare în momentul în când un fermier vrea să achiziționeze într-un timp scurt un utilaj? Da, noi lucrăm cu mai mulți finanțatori. Aici e vorba și de bănci și de instituții financiare non-bancare pentru fermierii mai mici care nu pot fi finanțați de bănci și în cadrul acestor finanțatori avem mai multe produse de finanțare. Fie că e vorba de dobândă subvenționată, unde putem cobori la dobânzi foarte mici, sub 3-4%, fie dobânzi care sunt atractive prin faptul că sunt fixe și nu se variază în funcție de indice economici. Noi asta am încercat tot timpul, să găsim soluții care sunt clare și care să nu-i sperie pe fermierii mici și mijlocii, că de obicei asta se regăsește în piață, cu o reticență de a intra la finanțări. Dar cu soluțiile care le avem, eu cred că putem să găsim răspunsuri la orice solicitări. Știu că raionul de plante este foarte vizitat, așa că eu spun să profităm de fiecare informație pe care urmează să o primim de la specialistul nostru. Azi are ca plantă de studiu vița de vie, originară din regiunea mediteraneană, Europa Centrală și Sud-Vestul Asiei. Este de fapt o liană care poate atinge o înălțime de 35 de metri. Este cultivată pentru fructul său, strugurele, cu proprietăți culinare. Specia sălbatică se găsește în păduri umede și pe malurile apelor curgătoare. De mii de ani, fructul este recoltat pentru proprietățile sale nutriționale, dar și medicinale, istoria sa fiind strâns legată de cea a vinului. În scopuri terapeutice, s-au folosit din cele mai vechi timpuri seva viței de vie pentru tratarea bolilor de ochi și de piele, frunzele pentru oprirea sângerărilor, strugurii necopți pentru inflamațiile gâtului, bolile infecțioase, stafidele în tratarea tuberculozei, iar strugurii copți cu rol nutritiv vitaminizant. Pe lângă toate acestea, inginerul horticol mai vine cu un truc foarte interesant. Să-l ascultăm cu atenție. Vița de vie, Vitis vinifera. De la vița de vie se pot recolta mai multe produse, nu numai strugurii, pentru consum și pentru vin. Pentru a consuma struguri. Eu prefer strugurii negri și pe cei nestropiți, cum este această producătoare. De ce? Deoarece mă interesează pulpa boabelor și semințele care sunt în interior. Aceste semințe caut să le ronțăi cu totul, deoarece avem în pulpă și în semințe resveratrol. După ce facem must, nu trebuie să aruncăm această tescovină, deoarece avem în coajă și în semințele strugurilor, mai ales de strugurii negri, avem resveratrol. Este un produs foarte important, deoarece s-a demonstrat că luptă împotriva cancerului prin efectul antioxidativ pe care îl are acest resveratrol. Se spune că e chiar de 100 de ori mai puternic decât vitamina C, ca efect contra cancerului. Deci să nu mai aruncăm această tescovină, să o luăm frumos, să o punem la uscat, dar trebuie de 2-3 ori, mai ales în prima zi, luată la mână, bineînțeles că stratul este subțire, o luăm la mână până se duce mustul de pe ea. Să fim atenți că o să facă niște musculițe de oțet în primele două zile, dar eu zic că se merită să facem acest produs care îl aruncăm. După ce uscăm această
boască, cum mi se spune, sau tescovină, o punem în pungi de hârtie și iarna facem de coc din o lingură de tescovină la o cană cu apă și bem 2-3 căni pe zi. Dar mai avem ceva de vorbit despre vița de vie și anume frunza de viță de vie. Iarăși este medicinală, mai ales atunci când ea se înroșește toamna, are antocianozide. Aceste antocianozide, încă de prin anii 1960, vă dați seama de 60 de ani aproape, s-a constatat că ajută vasele de sânge să se dilate și mai ales ea este foarte bună pentru în bolile care produc umflarea picioarelor în insuficiența venoasă a arterelor inferioare. Putem să facem și băi din frunze, de o mână de frunze la un litru de apă și facem băi la picioare pentru această insuficiență venoasă. Se apropie ora de închidere, însă să nu uităm că mai avem un raion de vizitat. Perioada aceasta ne îndeamnă la lucrări de toamnă prin grădină, așa că trebuie să fim pregătiți cu cele mai ingenioase unelte care să ne ușureze munca. Tocmai de aceea, invenția de azi este o astfel de unealtă. Nu știu cum să vi-o descriu cât mai bine, însă imaginile vor fi mult mai clare și vor vorbi în locul meu. Un gospodar adevărat se va descurca imediat să o meșterească, iar dacă poate părea puțin cam greu, sigur se găsește alt meșter să-i sară în ajutor. Simplu, util și gata într-un timp foarte scurt.
Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Aceasta a fost emisiunea noastră de azi, iar până duminica viitoare, când vă dau întâlnire tot la aceeași oră, eu vă doresc o săptămână plină de roade și noroc în toate.